Binefacere sănătoasă. Cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbele 11:25. Aveam nevoie de bunăvoința unei persoane influente pentru o problemă importantă legată de misiune. Ne-am întâlnit, i-am spus despre ce era vorba, iar răspunsul: stau rău cu timpul, nu mă pot implica. L-am privit încă o dată înainte de a ne despărți și mi-am dat seama că de la ultima întâlnire tricoul îi se deformase destul de mult. Când aveam să-l mai întâlnesc pe omul acesta? Mi-am permis să-i spun că de la obezitate la diabet este doar un pas. Că în conformitate cu una din concluziile studiului Framingham, depășirea greutății doar cu 20% crește de câteva ori riscul unui infarct miocardic. Și pentru că a început să fie interesat de subiect, am continuat spunându-i că după un calcul grosier, greutatea ar trebui să fie cu vreo câteva kilograme mai mică decât numărul de centimetri care sunt peste un metru înălțime. Apoi am vorbit despre un plan pentru înlăturarea celor 23 de kilograme în plus. Cam în 12 luni. Vreo 500 de grame pe săptămână. Te cântărești la începutul săptămânii, apoi la jumătate să vezi dacă nu trebuie cumva să mai renunți la niște calorii și apoi, la sfârșit de săptămână, să te bucuri de reușită. Și pentru că nu s-a plictisit încă, i-am spus că în planul acesta sunt două lucruri foarte importante. Primul, mișcarea, adică 7-8 mii de pași pe zi, într-un ritm energic, dacă nu sunt contraindicații de la medic, așa încât să transpiri sau să conversezi cu dificultate. Apoi, alimentația are un rol foarte important. Aportul caloric mai mare să fie dimineața. Între mese doar apă suficientă, iar seara foarte puțin sau o idee foarte bună ar fi aceea a postului intermitent. Adică, după masa de prânz, nu mai mănânci până dimineața următoare, iar cele 16-18 ore rămase sunt un ajutor valoros pentru organism. Și, desigur, grijă la ce mănânci. Alimentele hipocalorice, o alimentație bazată pe plante, sunt o bună alegere. Și peste toate acestea este foarte importantă încrederea în Dumnezeu, în Cel în care avem viața, mișcarea și ființa. Când mi-am terminat pledoaria pentru sănătate, a urmat o întrebare: cu ce doreați să vă ajut? Și chiar a făcut-o. Ajută astăzi pe cineva să fie mai sănătos și, într-un fel sau altul, cel ce udă pe alții va fi udat și el.